Salutare, prieteni! Pentru un iubitor de parfumuri, pentru un cunoscător al parfumurilor, pentru un pasionat de parfumuri, cred că cel mai mare coșmar este să afle că parfumul lui preferat nu se mai face, că este discontinuat. Nu pretind să înțeleg logica și resorturile din spatele gândirii directorilor marilor companii care se ocupă de fabricarea și comercializarea de parfumuri dar foarte multe dintre alegerile lor mi se pare extrem de neinspirate, ca să mă exprim delicat. În cazul companiei de designer Terry Mueller, aș putea să înțeleg totuși situația prin care trece, deoarece, după cum știți, Terry Mueller a decedat de ceva timp și compania pe care a înființat-o trece prin niște modificări, își schimbă proprietarii și oricum nu pot să înțeleg ce, ce au în de gând noi proprietari, pentru că sunt unele parfumuri feminine sau, de exemplu, există și parfumul acela Alien Man, care încă se produc, încă se comercializează și care nu sunt așa de iubite și așa de cumpărate și linia aceasta de Amen este complet discontinuată, fiind o linie care este foarte iubită de către consumatori, este o linie chiar iconică. Dar mă rog, să trecem peste aspectele astea și să ne bucurăm puțin, pentru că, într-adevăr, the hype is real, adică toate zvonurile și toate informațiile pe care le-ați auzit până acum pe net sunt adevărate. Dacă sunteți iubitor de Amen, înseamnă că iubiți și flancărele lui și dintre cele mai cunoscute și iubite flancăre putem să amintim Amen Pure Havan și Amen Pure Malt. La ora actuală, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să pui mâna și să cumperi să cumper o sticlă de Pure Malt sau de Pure Havan. Dacă mai există pe la vreun colecționar și este dispus să se despartă de ea, o să se despartă de ea la un preț foarte mare sau chiar exorbitant. Vestea cea bună este că o companie din zona cea orientală din Emiratele Arabe Unite, care se numește Fragrance World, ne-a făcut o mare o mare bucurie și anume a reușit cu succes să cloneze ADN-ul mult iubitului parfum Pure Malt. Și personal, mi-aș permite să le dau un sfat acestor companii din Orientul Mijlociu care se ocupă, bineînțeles, în mare parte cu parfumuri inspirate sau chiar clone, adică parfumuri identice. Aș permite să le sugerez să se concentreze pe multe parfumuri pe care lumea le iubește și care sunt discontinuate. Asta este o piață extraordinară. Sunt convins că aceste parfumuri s-ar vinde și dovada este că se vând foarte repede, stocurile se golesc foarte repede. Și, bineînțeles, că ar face o foarte mare bucurie multor consumatori și iubitori de parfumuri care nu au cum să-și mai găsească parfumul lor preferat, deoarece este discontinuat. Pentru cei care nu știu, parfumul Pure Mold este un flanker al originalului Amen. Este un parfum care se concentrează foarte mult asupra notei de, notei de whisky. Deci este un parfum Buzi, este un parfum cald. Este un parfum care păstrează în interior ADN-ul original, dar este, este moderat în amplitudine. După cum se vede, este foarte clară intenția pe care are acest parfum de la Fragrance World. Numele său este Star Man Nebula și imită foarte bine inclusiv culorile care l-au făcut pe Terry Muller Pure Malt atât de cunoscut și atât de iubit. Evident că pe sticlă și pe cutie este prezentă steaua pentru a arăta clar care sunt intențiile acestui parfum. Originalul Pure Malt se comercializa în concentrație apă de toaletă, acesta Starman Nebula. Este comercializat în concentrație apă de parfum. Lichidul în interior este de culoarea coniacului. Este un coniac așa ușor galbui. Cutia este calitativă. Are un sticker 3 d pe spate. Și informațiile despre componența chimică a produsului. Iar sticla este de foarte bună calitate, este o sticlă frumoasă. În partea din spate este îmbrăcată într-un material plastic. Dopul este din plastic, dar este prins foarte bine. Și are o oarecare greutate. Există și niște și o inscripție pe partea superioară a atomizorului. atomizorul în sine este foarte bun și împroșcă lichidul în interior pe o distanță destul de mare. Da, deja camera unde, unde mă aflu s-a umplut de mirosul parfumului Starman Nebula. Este evident, este evident pentru orice cunoscător că acesta este în proporție de 95% pure men uh, pure mult uh, amen, mă scuzați. Este evident de la prima pulverizare. În ceea ce privește performanța, performanța acestui acestui parfum Star Nebula este foarte bună, ținând cont de faptul că este în concentrația apă de parfum și ținând cont de faptul că originalele deja care fuseseră reformulate își pierduseră din uh, din calitățile pe care le-au avut anterior. ADN-ul este de neconfundat. Este un parfum cald, este un parfum buzi, este un parfum care are note de whisky și de malt. De asemenea, este un parfum bărbătesc 100%. Bănuiesc că ar putea fi purtat și de femeile mai curajoase dar în proporție destul de mare. Este un parfum care se potrivește doar bărbaților, pentru că aceasta a fost și intenția producătorului și a parfumierului. Și pentru că parfumurile care se făceau puțin, puțin mai de mult erau parfumuri, mai ales cele bărbătești, evident, erau parfumuri puțin mai dure, care și arătau foarte clar intenția de a fi parfumuri bărbătești. Deci nu îl consider și nu cred că l-a considerat cineva vreodată un parfum unisex. Este și marketat către bărbați. Atât originalul, originalul Pure Malt, A-Man, evident având Men în titlu. La fel și parfumul de față, se numește Star Men. Nebula, fiind marketat către bărbați. Am dat pe acest parfum undeva pe la 160 de lei, în mare, având un preț extraordinar de bun pentru calitatea pe care o oferă, calitate care, cel puțin din punctul de vedere al performanței, este superioară originalului reformulat. Acest parfum îl găsiți foarte ușor pe site-ul parfumat.ro, de acolo l-am achiziționat și eu, cu puțin timp în urmă. De fapt, eu parfumul ăsta îl urmăresc de puțin mai mult timp, dar încă nu a apăruse în România și putea fi achiziționat doar în sau din străinătate, ceea ce nu era neapărat la îndemână. Așa că, pentru iubitorii ADN-ului Pure Malt, vă sfătuiesc să îl cumpărați cât timp îl mai găsiți online, pentru că, după cum am văzut, Stocurile acestui stocurile cu acest parfum se golesc foarte repede. Atât am avut să, să vă spun. Am vrut să împărtășesc cu voi bucuria de a putea să cumpăr din nou un parfum bazat pe un ADN pe care îl iubesc foarte mult. Vă doresc o zi bună și să ne vedem cu bine!